Dar nici nu spun pătrățele pe față, așa? Chiar dacă au trecut câteva zile de când am redeschis circuitului de agrement Strandul Municipal din Roma, iată, astăzi am ținut să venim la o vizită la acest obiectiv care arată foarte bine și care sperăm și în acest an să ofere clipe de relaxare celor care doresc să petreacă o zi, două sau chiar mai multe în strandul municipal din municipiul Roman. Sigur, așa cum putem vedea, pe lângă faptul că s-au făcut reparații importante, reabilitări la infrastructura din strandul municipal, avem și dotări noi, vedeți aceste tobogane pentru copii care au fost achiziționate anul acesta. Avem și un utilaj pentru curățirea pardoselei noi care l-am achiziționat, sistemul de control acces, bariere noi și un sistem de ticketing înlocuit. Toate acestea vin să ofere atât partea de confort cât și de relaxare, să avem condiții decente și sperăm noi ca toți cei care trec pragul acestui loc de agrement să se simtă foarte bine. Le mulțumesc colegilor de la Direcția de Servicii Edilitare și Administrarea Parcului de Agrement Moldova că s-au implicat și în acest an și au reușit să facă la timp toate lucrările. Au fost, așa cum spuneam, și lucrări importante de reparații, pe lângă schimbarea grătarului perimetral și lucrările care se fac anual la partea de bazine, au fost și înlocuiri de trasee de aducțiune și a fost nevoie de o implicare mai consistentă în acest an. Așa cum știți, tarifele au rămas aceleași anul acesta, deși costurile, cheltuielile de administrare au crescut. Noi trebuie să încercăm să ne descurcăm și în aceste condiții. Tarifele sunt 6 lei pentru copil și 12 lei pentru adult în cursul săptămânii, 10 lei de copil și 20 de lei pentru adult în weekend. Un tarif accesibil și sperăm noi ca romașcanii să găsească iarăși aici și nu numai romașcanii, un loc de foarte, foarte frumos și de relaxare. Știm foarte bine că vin aici chiar locuitori din orașele învecinate și deja suntem renumiți pentru strandul din municipiul Roman. Aveți și o valoare a investițiilor implementate anul acesta, per total, așa, estimativ. Deci, dacă vă dau un exemplu, cele două tobogane au costat 100.000 de lei, aparatul de ticketing a fost 65.000 de lei, aparatul de pardosel 12.000 de lei, 25.000 de lei a fost grătarul perimetral și, bineînțeles, celelalte reparații undeva la 400.000 de lei. 40.000. Spuneți că s-a schimbat sistemul de ticketing. În ce sens? Sistemul, softul și aparatul care a fost defect. Unul din aparate s-a defectat și am cumpărat un aparat nou. La fel și barierele de control acces, în urma unui eveniment neplăcut, au fost deteriorate, distruse aproape în integralitate și au fost înlocuite. Intenționați o majorare în această vară, dacă condițiile vor impune, sau vom merge cu acest tarif? Ați văzut că noi am încercat să actualizăm acest tarif într-o zonă de decență. Sigur, vom avea discuții în perioada următoare, să vedem împreună cu colegii din Consiliul Local dacă se impune sau dacă doresc să susțină și să discutăm dacă mai e cazul pentru acest sezon. Dacă nu, deocamdată mergem în acest. Sau eventual un sistem de abonamente cu ien intrări care să stimuleze cetățenii care își fac concediu totuși locul. Și această propunere a mai fost, dar pentru că au fost dezbateri aprinse privind tariful, știți cum se de multe ori pică și lucrurile bune care ar putea fi făcute într-un regulament actualizat.
Sper ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune, trecem peste această etapă, trebuie să ne descurcăm. Nu este ușor, știm cu toții că tariful la apă a crescut, tariful la energie a crescut, cheltuielile de personal au crescut, dar asta este, înseamnă o alocare suplimentară pentru acest obiectiv, diminuarea altor cheltuieli în altă parte, ține de gestiunea internă și noi sperăm să reușim să ați facem. Ați făcut un proiect, o propunere de proiect într-una din conferințele de presă cu un mini aquapark într-o zonă mai intenționat? Există? Da, este o notă conceptuală întocmită în acest sens, depusă în lista de proiecte pentru următorul exercițiu financiar la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. E în atenție zona de după terenul de volei, unde e o zonă generoasă, un spațiu generos și care ar putea fi transformat într-un aquapark, o zonă imediat în proximitatea parcului de care să putem beneficia într-o etapă următoare, dar asta este o perspectivă pentru noile ghiduri de finanțare europene și în felul acesta ne dorim să o finanțăm. La fel vreau să vă întreb dacă luați în calcul pentru vara viitoare intrarea pe bază de brățări, pentru că înțeleg că cine își comandă câte ceva acum primește la gard. Mă rog, nu poate ieși cu biletul și apoi, tocmai pentru a nu frauda cineva. Au fost discuții și în acest sens privind sistemul de intrare și posibilitatea unor brățări. Eu sunt convins că și dacă vor fi aceste brățări, tradiționala alimentare la gard nu va dispărea, fiecare și dacă dorește să nu se deplaseze până în afara campusului, va apela la catering și acum va putea rezolva problema. Dar important este, da, și acum chiar dacă nu a fost acest sistem cu control, acces, cu brățară și cu sistem de monitorizare electronic, au primit acceptul celor de la pază pentru a ieși și a rezolva o problemă punctuală. Nu a fost asta o problemă foarte mare, dar clar ne dorim să fie o activitate controlată, coordonată, corectă și decentă pentru a nu a perturba nici activitatea de distracție, nici activitatea comercială din zona, pentru a fi, cum să spun eu, în ton cu ceea ce ne dorim aici. Pentru că e o zonă de agrement în care oferim și există atât partea de relaxare cât și partea de alimentație publică. Doar în cazuri excepționale, sigur, cei care doresc își vor achiziționa din nou. În ceea ce privește comerțul, că ați vorbit de el, ce se întâmplă cu căsuțele și cu comercianții din fața strandului? Așa cum probabil știți, procedurile conform noului cod fiscal de închiriere acestor căsuțe este mai complicat în acest moment. A fost o primă etapă în care s-a început această procedură, dar din păcate nu am avut solicitări pentru a le prelua. Din ce înțeleg eu, taxele pentru participare sunt foarte mari în comparație cu veniturile pe care le generează această activitate. Din păcate, este primul exercițiu de acest fel. Încercăm să ne pliem și noi și să vedem care sunt soluțiile ca să fie reciproc avantajoase. Noi să respectăm procedurile corecte și legale în ceea ce înseamnă alocarea unor astfel de căsuțe, iar cei care vin să facă o activitate să plătească o taxă normală și decentă pentru a putea participa la procedură. Sunt lucruri pe care trebuie să le reglementăm având în vedere rezultatul și, bineînțeles, asta în cadrul legal existent.